Mama Ionelei a discutat la telefon cu aceasta și se pare că își menține opinia, chiar a insistat foarte mult ca Ionela să se întoarcă acasă, să plece, să-și facă bagajul și să vină la dânsa acasă. Spunea mama Ionelei că ar fi fost de acord ca aceasta să rămână în competiție în cazul în care avea o relație și continua cu Albert. Astfel, fiind singură, nu mai are rost să stea și că o așteaptă acasă. Dar au fost așa niște presiuni, îi spunea la un moment dat că dumneai poate moare, așa duse puțin la extrem toate lucrurile. În schimb, Ionela de data aceasta nu s-a mai lăsat influențată de vorbele mamei și i-a spus că a semnat un contract, că îi place în casa Mireasa și că dorește să continue acolo această emisiune, această competiție. Ba mai mult, ea își dorește să intre un băiat pentru ea.